Este spectaculoasă insula asta, jur, m-a spart, m-a spart. Reacții la cald. Wow, wow, de, eu deja claxonam, zic, băi, nu oprește. Mamă, cum este? Băi, ce ai nebunit ce aici? Fii atent ce aici. Asta este ideea de un test ride, un Tenerife ride. Uite, vezi, sună bine, test ride, Tenerife ride. Deci avem și niște activități, avem și motociclete, avem și voie bună, berea o dă Andrei, deci nu mai contează. Să zicem așa, e tura lui, practic, că tura din noiembrie o să rămână tura Ride România. Da, nu mai dau de băut anul ăsta de ziua mea. Ba da, ba da, ba da, ba da, o să dea după, deci tu de-aia ai ales datele așa, ce om, n-ați văzut așa om. Da, hai să vorbim de ce suntem aici astăzi la AMC Kart. În primul rând, ăsta e începutul unui test comparativ între Suzuki Vestrom 800DE și Honda Transalp, modele noi, 2023. Eu am mers astăzi prima oară cu Vestrom ăsta. Când am schimbat Suzuki-ul cu Transalpo, am simțit parcă că e mai potolită Honda. Îmi place mai mult cum intră în viraj Honda, de exemplu. Liniștită, mai stabilă un pic. Da, poate. E mai stabilă un puțin decât Suzuki-ul. Suzuki-ul parcă se grăbește puțin să intre în viraj. Dacă mi-ai spune acum alege una, se spune că am o problemă foarte mare, că aș alege părți din asta cu părți din asta. Dacă mă întrebai aseară, luam Suzuki-ul. Dimineață m-aș fi dus spre Honda. În momentul de față, nu știu. Eu am fost uimit de motorizarea după Vestrom. Deși are mai puțin cai. Deși are 86 sau cât 86, da, nu? 86 cu 92, are cuplu mai mare și are niște reprize. Fiază foarte mult dacă cobori după una și te urci imediat pe cealaltă. Absolut. Adică îți dai seama imediat, știi? Și asta de asta o să ajute. Da, asta o să fie și bine în Tenerife, că putem de exemplu să ne dăm în aceea zi, cum ai spus și tu, jumătate de zi, să sărim de pe una pe alta și atunci chiar vom avea comparația perfectă. Și abia aștept să facem același lucru cu Hornet-ul și cu S8-ul. Practic, ce începem acum? Începem testul pe care îl vom termina în noiembrie în Tenerife. Și îl vom termina împreună cu ajutorul celor care vor participa la tură. Chiar sunt curios să aflu părerea cât mai multor oameni care o să meargă cu motocicletele astea. Din start avem 3. Până în noiembrie sigur vom avea 10. Ieri vorbeam cu un viitor participant care ar dori să testeze și un KTM și de ce nu mi-ar plăcea să putem să aducem și Desert X-ul. Mi se pare că sunt în aceeași categorie și că ar trebui să fie toate trei acolo, să vedem cine ce și cum. Ai auzit, Mihai? Desert X-ul, da? Asta era pentru tine, de fapt. Hai să sintetizăm un pic informația, că așa vorba lungă nu o să înțeleagă prea multă lume. Deci, excursie Tenerife, test rider. Test drive în Tenerife, Honda Ducati KTM, Suzuki. 7 zile, 6 zile de riding, peste 1000 de kilometri. Poate dacă vrei și o zi de pescuit, o zi de surf. De ce nu mergem să vedem și o balenă? Urcăm sus pe TI de la 3700 de metri. Așa, ca să fie mai simplu, eu că am fost și anul trecut, puteți să găsiți pe canalul meu de YouTube un clip detaliat cu toate activitățile astea. Programul ar fi că am plecat la 8-9 dimineața, parcă plecam, nu? Bine, acum gândiți-vă, e concediul vostru, nu o să începem la 6 dimineața, adică n-am vrea să veniți 7 zile în Tenerife să vă întoarceți mai obosiți acasă. Dar, exact. Da, undeva la 9, așa, până pe la 5 ne-am dat cam într-un. Prețul acestei săptămâni de test. Prețul acestei săptămâni, în mod normal, era 1450 de euro. Până pe, nu știu cât a pus dânsul, august, este 1200. August, așa, e un early bird
de 1200 de euro. Și dacă mai vreți să veniți cu un partener, parteneră, da, să mergeți cu aceeași motocicletă, 500 de euro. Partenerul, da. Prețul pentru partener. Mult mai multe detalii poate să vă dea Victor și el se ocupă și de înscrieri, așa că o să găsiți pe ecran datele de contact, WhatsApp, e-mail. Cam asta e procedura de înscriere. Un WhatsApp, după care cel mai bine vă sun și stăm pe pândelete de vorbă. Trebuie rezervat locul cu un avans. Locul se rezervă cu un avans, un avans de 300 de euro, doar pentru rider, nu și pentru pasager. Restul banilor se plătesc o săptămână înainte de tură, deci practic 1 noiembrie sau ceva ce vine, 1, da, acolo așa. Și ce e inclus în banii ăștia este cazarea? Deci inclus în banii ăștia sunt cei doi ghizi care vă vor alerga pe insulă, între ghilimele, bineînțeles, timp de 6 zile. Este inclusă cazarea, sunt incluse motocicletele, indiferent. În mod normal, noi avem prețuri diferite pentru motociclete, adică un Desert X ar fi trebuit să coste puțin mai mult, dar pentru această tură facem un break-even și spunem oricine poate să meargă pe orice. Și chiar asta e și ideea, să încercăm să mergem pe mai multe motociclete, să ne obișnim practic cu ele. Participanții o să schimbe între practic, ei, acum, exact. Nu știu, la diferență de o zi sau jumătate de zi, în funcție de cum vom ne vedea acolo. Vom vedea acolo, acum dacă cineva se suie pe motocicletă, fuge și vine după 6 zile, n-am ce să-i fac, asta este. Dar nu, glumesc, o să încercăm să facem practic un test ride. Practic vor fi de exemplu două Transalpuri. Suzuki va fi doar unul singur, deci vom putea să le rotim puțin mai așa, poate reușim două Hornet-uri și vedem cum le punem. Ce nu include avionul, benzina și mâncarea și băutura voastră, bineînțeles. Oricum, Tenerife vorbim de undeva o masă mâncată ca lumea și cu băutură ar fi undeva între 15 și 20 de euro, deci nu vorbim de niște prețuri. Apropo de masă, ce voiam să mai menționez e că o să facem și o explorare gastronomică, cel puțin în locurile unde am fost anul trecut, chiar am rămas plăcut impresionat, mai ales eu care nu prea mănânc chestii. Nu ies din carbonara Nu vreți să discutați cu el despre mâncare, vă rog eu frumos. Dar mi-a plăcut, adică erau unele locuri unde probabil numai localnicile știu, ideea este de a folosi experiența noastră acolo și de vă aduce și pe voi să fiți cât mai puțin turiști posibil, știi? Față de tura din noiembrie am mai explorat 2-3 drumuri, mai avem încă 2-3 restaurante în plus. Acum, iarăși, încă o chestie pe care eu unul v-aș sugera să o faceți cu noi, depinde de voi dacă doriți. Am vrea foarte mult în noiembrie, dacă vremea, bineînțeles, ne permite, să urcăm de la 2400 până la 3700 pe jos. Toată seara, sub clar de lună, este ceva unic, pot să spun. Să Cristina. Să escaladez un vulcan activ e o chestie foarte mișto. Mai ales că după 3000 de metri înălțime, deja după o altitudine de 3000 de metri începe să devină totul mai fun. Mai frumos. Cam asta ar fi tura din noiembrie. Și mai e ceva. Punem la bătaie un 15% pentru clienții din tura din noiembrie. Bine, nu numai, și clienții care au fost până acum. Pentru turele ce vor urma anul viitor în Bali, în Cambodgia, în Portugalia, Andalusia, Maroc, 2025 Chile, Argentina, din nou Bali, din nou Cambodgia, din nou Andalusia. Am așa o ambiție personală de a mări numărul de ture și destinațiile în fiecare an. Pentru 2025 deja lucrăm pentru Argentina, de exemplu. Astea au fost informațiile și eu de-abia aștept să ne revedem acolo, în Tenerife. Încă un tip, nu băgați casca, nu trebuie neapărat să o băgați la Wizzair la cală, puteți să o luați în mână. De un an jumate n-au zis nimic, amândoiesc că vor spune acum, ca să nu plătiți un bagaj extra. În cel mai rău caz le ziceți că mergeți cu ea pe cap. În cel mai rău caz, eu acum, sincer, cred că dacă îi spun, domne, mi-e frică, vreau să stau cu ea pe cap, cred că legal nu poate să-ți spună nu.